la ceea ce scria în 1988, la doar 2 ani după exil, în România, în 3 fraze. Acolo departe, da, poate cu sufletul zdrobit, pentru că se știe că nu a plecat în glorie cântare, acolo departe medita și inima lui a rămas mereu aici. Se pare că ați reușit să luați totul în aceea casă pe care o poartă Melkor în spinare, limba salvată, amintirile, frumusețea unui caracter modelat de Bucovina, dar inima a rămas aici totuși, aproape de rădăcină.